Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat unitățile de învățământ din județ care organizează învățământ primar anul viitor și la care se fac înscrieri pentru școala pregătitoare, numărul de clase și adresele arondate fiecărei școli. Anul viitor vom avea pe lângă clasele complete și clase regin simultan de 2, 3 sau chiar 4 clase, 3 clase de step by step la Colegiul Vocațional Slatina, Colegiul Ionita Asan Caracal și Școala Titulescu Caracal, precum și 2 clase la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Balș. Produsele de morărit și panificație au făcut obiectul unui control recent al comisarilor Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Olt. 11 unități care comercializează asemenea produse pe raza județului au fost controlați, fiind identificate abateri de la legislație în cazul a 3 agenți economici. Protecția Consumatorilor i-a amendat cu 500 de lei pentru neafișarea prețului și a codului unic de înregistrare la Registrul Comerțului. Copiii din căsuțele familiale din cadrul protecției copilului Olt vor sărbători dragobetele cu poezie. Mâine, cu începere de la ora 10:30, la Centrul de zi a Micii va avea loc un spectacol în cadrul căruia cea mai frumoasă declarație de dragoste exprimată de copii va fi premiată de conducerea instituției. Îmbrăcați în port tradițional, cei mici își vor exprima iubirea în versuri alese de ei din poezia românească. Un spectacol susținut de ansamblu folclorii profesionist Doina Oltului în acest an ar fi costat orice primărie sau altă instituție ce dorește să treacă pe capul de afiș al unei manifestări soliștii și dansatorii olteni numai puțin de 2000 de lei pe oră, potrivit unei hotărâri date de consilierii județeni la finele anului trecut. Considerând că suma este una colosală, conducerea ansamblului a solicitat rectificarea la suma de 2000 de lei pentru întregul spectacol. Spitalul Municipal Caracal organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 9 posturi de infirmieri debutanți, studii școală generală și unul de consilier juridic 2 cu o vechime de minim 6 luni în specialitate. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 3 martie, concursul urmând să fie organizat pe 13 martie proba scrisă și 16 martie interviul.